10 milioane de euro pagubă la Casa Unirea. Asta zice negru pe alb corpul de control de la Ministerul Agriculturii. În realitate, sunt mult mai multe milioane de euro investite într-o mare gaură neagră. Am cerut în ședința Comisiei de Agricultură prezentarea acestui raport și am solicitat ca justiția să recupereze aceste sume și să-i tragă la răspundere pe toți iluziuniștii din PSD care au semnat pentru direcționarea fondurilor în această schemă de tip mafiot. Așa sifonează PSD banii de la stat, cu declarații populiste și acțiuni mafiote. Iată ce a găsit direcția de control din cadrul Ministerului Agriculturii la fața locului. 1. Deficiențe și nereguli în activitatea managementului Casei Unirea. 2. Facturi neîncasate în valoare de peste 10 milioane de euro. 3. Comercializarea într-o proporție mai mare a produselor din import decât a celor provenite de la producători autohtoni. Așadar, o societate înființată cu scopul de a ajuta producători autohtoni, în realitate vindea produse de import. Cine știe cine mai storcea bani de acolo? Casa Unirea e doar o mașină de tocat bani publici, nu un instrument în ajutorul fermierilor. Iar PSD este cel mai mare hoț când vine vorba de sifonat bani publici. Sperăm să scăpăm de acești penal din viața publică și legea să fie lege pentru toți.